Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu Tutorial App. Numele meu este Marius și astăzi am primit un colet, un component, o piesă pentru mașină. Hai să vedem cum am o prezentat. Este o piesă second hand, este vorba despre pompa de benzină la Audi A4, un 8 turbo, 250 de căluți. Hai să vedem, să facem, să o desfacem, vedem în ce stare vine și da, după aia urmează să o montăm astăzi. Ok, gata, am desfăcut-o. Bă, apreciez că este ambalată super bine și este protejată într-un fel sau altul. Chiar dacă este o pompă second hand, am cumpărat-o de o persoană pe eBay. În fine, avem niște cartoane aici. Deci, azi să scoatem această cartoane. Și vedeți, chiar super bine ambalată. Chiar apreciez chestia asta. Nu multe persoane ambalează așa bine. Se poate avem pompa. V-am zis că este second. Dar este într-o condiție foarte bună. Ok. Cam asta ar fi pompa. Ok, o avem aici tot complet. Filtrul nu este super murdar, dar să-l dăm jos să-l curățăm. Da, este cea originală de pe, vedeți, avem aici logo Audi Volkswagen. Deci nu este o contra, adică gen una contrafăcută. Deci de asta am preferat să iau una folosită, pentru că este din fabrică și în fabrică sunt mult mai bune, mult mai au mai multe avantaje. Aici mai avem un furtunaș. Sunt curios să vedem unde vine acest furtunaș. Oricum o să ne distrăm puțin să o montăm, nu cred că ar fi așa complicat. Avem aici toate furtunașele. Da, deci ar trebui să fie totul în regulă. O să mă duc la mașină, o montăm, mai acușica și cam atâta. O să o mai curățăm alea, că să vedem să fie totul în regulă. Da, ne vedem acușica, prieteni, după ce ajungem jos. Bă, afară nu este foarte fix, sunt 13 grade și vedeți, afară chiar plouă. Am luat și o amendă, se poate vedea acolo în geam. În fine, am uitat să mă trezesc dimineața, dar nu plătim noi după aia. Vedeți, vremea chiar este destul de nasoală. Prima nu ploua. Deci acest vlog nu încheiem aici, o să revin în următoarele, nu știu, posibil mai pe seară, dacă nu mai sigur mâine sau o altă zi să facem, pentru că nu o să încheie aici clipul, din clipul o să îl continui tocmai când mă apuc din nou, pentru că nu vreau să începem altul, iar cam boxing-ul deja l-am început cutia desfăcută, deci nu se mai poate face nimic. O să mă duc să mă ocup de altceva, astăzi noi ne vedem când o să mă apuc iarăși de pompă. Și cam atât, prieteni. Hai, ne vedem acuș, ne apucăm de pompă. Gata, prieteni, am revenit. Se pare că în jumătate de oră a revenit soarele. Nu vine să aștept și prea tare soare. Eu am golit totul din portbagaj, care era foarte plin. Am băgat toate mașinile pe aici. În fine, am scos și capacul. Pentru că pompa de benzină se află în portbagaj, o să o desconectăm. Avem desfăcut capacul, are 4 sau 3 șuruburi. Eu le-am scos șuruburile, o să vă arăt în spate. O să mergem acuși în câteva minute. Și o să începem să scoatem pompa. O să vă arăt cum o scoatem și bine, o să vă arăt cum se desface și pe aia, îți dați seama cum o dăm afară. Și cam atâta. Și pe aia vedem cum funcționează. Pentru că pompa mea are un sunet foarte neplăcut și dă în gol practic și nu-mi dă, nu am debitul bun, n-am destui bari în pompă cât trebuie să am. Traseul care trebuie să aibă un anumit debit. Și din cauza asta o să punem la punct chestia asta ca să avem o performanță sporită. Da, cum aveam înainte. Cam atât, hai să ne vedem acușica. Ultima chestie care am uitat să vă zic, înainte ca să desconectați pompa, este esențial să scoateți siguranța. Aici aveți un, nu știu, o prostie asta de plastic ca să puteți subtrage siguranța. Acum trebuie să căutăm siguranța de benzină, care în mare parte trebuie să aibă 30 de amperi. Și am și găsit-o, ea se află, uite aici, fuel pump, avem la, avem mai mică, de 28, este numărul 28 cu o siguranță de 20. O să mă uit pe panou, chestia asta am scos-o de aici din portieră, o să deschid portiera să vă arăt. Și partea asta ar trebui să găsim siguranța, am să scos siguranța și cam atâta. Bun, pe aici se află pompa, trebuie să desfaceți niște șuruburi, pe o să dați capacul la o parte și o să aveți pompa. Care se află pompa, trebuie să desconectăm mufele, după aia avem astea două, trebuie să le desconectăm și pe aia trebuie să învârtem. Bine, folosim noi ceva să învârtem, nu știu, punem o șurubelță dreaptă și pe aia dăm cu ciocanul puțin așa ușor și o dăm afară.
acum trebuia să desfacem toate astea. Aici avem și pompa, ne-am uitat dacă este în regulă, dar este identică. Și ne apucăm la treabă să desfacem acest capac de filet. Lasă puțin. Uite, aici avem capacul care l-am filetat, cam vechi. Aici o să aveți garnitura, asta aveți mare grijă, dacă o să aveți nevoie și după aceea. Acum se poate vedea benzina în rezervor, o să avem de treabă. Avem grijă de forțunile astea, să mințeam poziția. În partea asta va veni cel albastru și cel negru aici. Aceeași poziție, să nu schimbați forma deloc. Hai să o scoate. Ok. Ia cam așa arată. Momentul de față. O să o fixăm și pe aia să fie la fel și ne apucăm de treabă. Am vrut să o montez aproape, m-am de scos din nou asta că le-am pus greșit. Montăm astea și pe aia începem să vedem dacă funcționează. Să spunem siguranța la tot ce trebuie. Eu sper să fie tot în regulă, pentru că tot am mers în regulă. Puțin, m-am chinuit puțin la chestia aia, dacă ați văzut-o pe filmare. Am terminat-o, o să punem contactul până face click. După aia o să las telefonul aici, să pot să... De fapt, da, o să las telefonul să văd dacă am sunet, dar ar trebui să se audă și dintr-o. O să mergem să punem siguranța și după aia punem de câteva ori contactul. Deci aproape am terminat, m-am coșat stând pe bagaj, nu știu, 20 de minute. A plecat, dar important e că am reușit și hai să vedem rezultatul final. O să pun siguranța, o am aici pe bord, vedeți, de 20. Sunt foarte murdar pe mâini, am uitat să folosesc mănuși, dar este în regulă, sper să meargă, Doamne ajută. Chiar m-am chinuit destul de mult, multe chestii incorrecte puse, adică impuse blocuri, spațiu mic, înțelegeți voi. Hai să pun siguranța și vedem cum reacționează. Siguranța am pus toate la loc, hai să vedem ce se aude. Da, a început să audă pompa. O să mai punem o dată contactul. Și-a făcut presiunea necesară. Dar mai punem de câteva ori contactul. Și să vedem cum se aude. Ok. Asta e ultimul. Și dăm blană. A pornit. Mai grehuț, dar a pornit. Și o lăsăm așa la ralentit, să vedem cum procedează. O să mai aibă ceva aia pe sistem, o să iese, o să mai dea ceva mici ratios, cred. Ok, hai să mergem pe urmă, să vedem cum este acolo. Yeah. Bă, se pare că e în regulă momentan. Hai să vedem. Bă, se pare că lucrează bine. O să punem capacul.
pare, după 5 minute, totul este în regulă, o să facem și un test drive mai încolo, nu o să mai am timp să-l filmez, pentru că o să mă duc în casă, trebuie să mă spălăs foarte, foarte jegos pe mâini. Wow, a fost foarte nasol. Bine nasol, bine că mi-a dat un rezultat pozitiv, ceea ce doream eu. Este silențios, nu se mai aude nimic și nu am capacul pus de la rezervor, adică capacul ăla, sensul aia de protecție care protejează. O să o pun și pe aia la loc, termin pe aici, fac o leac de ordine în mașină, pe aia o să mergem să alimentăm și cam atât. Momentul ăsta stă foarte bine. E posibil să mai fie ceva de... să mai scadă turația, să nu stea... pentru că până se așează tot ok, până iese tot aerul din sistem. Momentan pompa are și ceva aer prin el. Dar va ieși foarte curând. Mai dă mijlateu, dar după aia este curat, aerisite bine. Dacă nu, o să aerisesc eu de la injector. Cam atâta, la injectoare. Cam atâta, prieteni. Sper că v-a plăcut acest clip. A fost un clip foarte interesant și pentru mine o experiență bună. O să facem și o prezentare a mașinii, dar trebuie să o curățăm, trebuie să găsim o zi ok. Azi, nu știu, posibil sâmbătă o să filmăm ceva. Nu știu, vedem cum stăm cu vremea. Azi sunt, mă doare spatele la cât am stat acolo în portbagaj întins, pentru că se află aproape în portbagaj, aproape de scaunele la pasageri din spate. Deci chiar mulțumit, foarte fericit de rezultat și noi rămâne să ne vedem data viitoare. Sper că v-a ajutat acest tutorial. Dacă credeți că nu sunteți în măsură să faceți această operațiune, nu vă apucați, pentru că puteți să stricați altceva. Deci tot ce faceți, o faceți pe răspunderea voastră, nu pe răspunderea mea. Eu mi-am asumat și riscul că pot strica pompa sau poate să nu fie compatibile și să rup ceva. Am fost 100%, deci mi-am asumat riscul. Deci așa și voi, dacă vă asumați riscul ăsta, este strict problema voastră. Să nu vezi comentarii că tu mi-ai stricat mașina, nu am stricat mașina nimănui. Doar v-am prezentat un tutorial să vă arăt pașii cum schimb eu acest un mic tutorial. Eu l-am făcut destul de corect, nu am stricat nimica. Am pus totul la loc cum a venit, am urmărit aceeași semne care aveam și pe pompa cealaltă, am strâns la fel. Posibil, eu am făcut cu, să zicem așa, cu o cheie și cu un ciocanel să desfacă ăla și l-a strâns, pentru că nu aveam o cheie specială așa de mare. Dar voi, dacă aveți, folosiți cum știți voi, improvizați, eu am improvizat, mie mi s-a părut destul de ok, improvizarea mea mi-a dat rezultat. Cu pompa veche nu o să o arunc, o să o păstrez, pentru că nu se știe niciodată când te poate lăsa așa asta și mai bine să ai una de rezervă până îți poți cumpăra una. De ce n-am cumpărat una nouă? Bine, puteam să dau niște bani mai mulți, de am vreo 3-4-500 de lire și luam una nouă și tot de producător. Dar am zis să iau una așa pentru că, nu, mai puțin bani. Și nouă era în jur de 100 de lire, dar... nu mă refer din fabrică, mă refer de aceeași calitate. Era o calitate, un plastic mai slăbuș și am zis, nu se vede. Mai bine dau 50, am dat pe asta 50 de lire. Practic sunt 2 milioane jumate, 250 de lei pe banii voștri, să înțelegeți. Și chiar mi-a dat un rezultat super fain, nu mă așteptam, chiar, wow, a rămas șocat. Da, sper că v-a plăcut tutorialul, noi ne vedem data viitoare, aveți mare grijă de voi și numai drumuri bune. Pentru că urmează să mai facem ceva la Audi, trebuie să schimbăm și un senzor de apă, o să-l schimb și pe ăla, se află în față. Și după aia vă prezint și puțin mașinuța, următoarele zile, mai, nu știu, o spălăm și noi eventual, chiar e destul de simpatică, chiar sunt foarte mulțumit de ea. Noi ne vedem data viitoare, prieteni, pa, pa, să aveți o zi faină!